Southside Biker Fest 2022 a fost un real succes. Este concluzia organizatorilor care recunosc că interesul participanților, dar și al vizitatorilor, a fost mult peste așteptări. Peste doar o săptămână, la Clubul Nautic și de Agrement Plaja Olt, va avea loc o nouă ediție a festivalului Moto, la care vor participa sute de bikeri din toate colțurile țării. Organizăm cel de-al doilea festival Southside Biker Fest și ne așteptăm să fie o ediție memorabilă, cu experiențe noi pentru invitații noștri. Așteptăm să avem undeva la câteva sute de motoare în acest an. Organizăm concursuri cu premii pentru toți participanții, motocicliști. De asemenea, ne așteptăm să avem foarte mulți locuitori din orașul Slatina, deoarece este un festival cu intrare liberă, făcut atât pentru biker, dar și mai mult pentru comunitatea locală. 16-18 iunie este perioada în care se va desfășura Southside Biker Fest, a doua ediție. Și în acest an, MC Andrei Coman va întreține atmosfera pe tot parcursul evenimentului organizat de Southside Riders Club și susținut de primăria Slatina. Trupa Compact și Trooper sunt capete de afiș. Să avem concerte, avem mai multe trupe decât anul trecut, avem un număr de 9 trupe. Una dintre trupele pe care o admir foarte mult și vreau să specific este trupa Compact, care vine pentru prima dată după mulți ani, știu că a fost undeva în 1980, în anii 80 de fapt, în Slatina. Pe lângă acestea mai sunt trupe consacrate, cunoscute mai ales în zona noastră de moto, dar și de comunitatea celor care ascultă o muzică puțin diferită, muzica rock. Cei care nu vor reuși să ajungă la Plaja Olt, locul care găzduiește festivalul, pot admira motoarele pe străzile Slatinei, pentru că va avea loc și o paradă moto. Vom avea o paradă moto organizată sâmbătă la ora 15, ne așteptăm să începând de la Plaja Olt, de la Clubul Nautic, ne așteptăm să participe câteva sute de motoare. Este foarte important să anunțăm ca oamenii care își doresc să vadă motocicletele să iasă pe la prefectură, în zona Vacanța, magazinul Oltu, Zahana și să admire sunetul puternic al motocicletelor. Bineînțeles, vizitatorii vor avea la dispoziție standuri cu delicatese. Comercianții prezenți vor pregăti mâncăruri tradiționale cu stări dulci și băuturi răcoritoare.